Nu și pentru el. El realizează că e un moment neplăcut. Pentru că lumea judecă, sigur, domnule, totul impune becalii. Dar tu ești implicat acolo. Păi nu. Păi da, și asumă. Eu i-am lăsat acasă. Eu am decis. Adică... Eu nu cred că a decis doar el ce jucător rămâne acasă fără să consulte cu Meme sau cu Gigi Becali sau să știe Gigi Becali. Nu cred că își permitea să lase acasă pe companie, pe Olaru, să-i lase acasă, că a decis el să pierdă 5-0. Că nu-i revolt. Și dacă ești, nu faci chestia asta. Pare rău pentru el. Dar de ce? Este un jucător care în mandatul trecut la FCSB, zic că n-a făcut lucruri rele, a reușit să ducă echipa, a ieșit din grupe, parcă mi-aduc aminte, lucruri bune și echipa era undeva mai sus în clasament. Vedeți că deja se discută despre înlocuitori și avem aici o listă la care ar trebui să mai adăugăm și varianta domnului Dumitru Dragomir cu Victor Pițurcă. Da. Se poate impune cineva din această listă? Se poate la un patron ca Gigi Becali? Dacă domnul Becali lasă lucrurile să fie așezate de cei care se pricep la acest fenomen și... Se poate impune oricine pe lista asta, dar e greu. Nu știu, clipa de față nu cred că schimbă pădică. Adică va rămâne probabil până la finalul acestei toamne, până în decembrie când se încheie. Nu credeți că a colaborat cu acest rezultat și cu meciul cu Petrolul să se grăbească plecarea? Dacă pierde și cu Petrolul, atunci lucrurile se vor complica. Și dacă nu câștigă, lucrurile se complică puțin, pentru că atunci neamulțumirea domnului Becali va crește și atunci va avea cea mai bună formulă de echipă, să spunem, în teren, cel mai bun jucător din lotul FCSB-ului, dar nu știu. Că deja se zvonește că rămâne Pintili, vedeți aici, de asemenea, pe listă. S-a declarat și fanul lui Marius Croitoru. FCSB-ul la nevoie, la interesul care le-au ei și comparând cu ce se întâmplă la Cluj sau la Poftim sau la Faru sau la Craiova, da? Au nevoie un antrenor cu ceva experiență, un antrenor care să crească echipa asta în joc, pentru că așa... Și sigur, se încadrează așa, e Poenaru? Eu n-am nimic cu Pintili și Poenaru a fost la echipe mici până acum. Marius Croitoru? Tot la echipe mici. La Zlo Balint? Singurul care într-adevăr lucra la alt nivel e Reghe, dar mă îndoiesc că Reghe va pleca... E o variantă SF. Că va pleca Reghe de acolo să se întoarcă aici în... Galea asta de local combat ce se întâmplă pe aici. Deci nu. Deci eu spun că Dică va rămâne, asta e părerea mea, dar... Cât? Aici este problema. Eu sper că rămâne, să rămână măcar astea 15. Oricum reveniți sau... și săptămâna viitoare alături de noi. Nu știu ce va fi, dar lucrurile trebuie reconstruite. Și poate cu Dică, să-i dea lui Dică mai multă libertate, în sensul că, domnule, construiți un lot voi acum în ce avem, spuneți voi la ce să renunțăm. Și cei conducătorii după aceea ar găsea la Meme să găsească variantele să renunțe la cei jucători care nu mai sunt de interes pentru FCSB și cu asta basta. Să aducă încă un jucător, doi, că putere financiară domnului Becali are slavă Domnului și atunci pot aduce să refacă echipa asta, să prindă play-off-ul și să joace altceva, pentru că în momentul ăsta și în campionatul ai văzut toate jocurile, dar nu spun nimic, adică au momente când nu știi, nu știi ce echipă e în teren, o să e FCSB sau Morul Steaua și toată lumea dar rămâne. Dar după rezultatul de aseară, reacția normală din partea lui Nicolae, adică dumneavoastră care vi s-ar părea că trebuie să-și asume întreaga responsabilitate, jucătorii, n-a dat în jucători, sigur, se întâmplă în viață, lucrurile continuă. Nu se termină fotbalul. N-avea ce să facă, să spună, să zici că pleci? Am hotărât eu. Asta este mai delicat. Să te retragi așa, cumva... E greu, un fel de demisie de onoare? Da. Dacă ar fi fost, să spunem, cu cea mai bună formă de echipă să pierzi 5-0, atunci poate. Așa are un alibi și el. Alibi pentru el, în primul rând. Doamne, n-am avut jucătorii, n-aveam ce soluție să aleg. Are, dar poate nu fi explicație. Și pentru că nu m-am impus eu la patron. Să-i spun, domnule, nu am eu nu înțeleg. Lasă măcar jumate, nu știu. Aminte, a spus și Panco cu două zile aici în emisiune. Atunci, perioada în 2006 cu Rapidul, da? Răzvanul Cescu, antrenor. De la joia jucam în Cupa UEFA și duminica aveam în campionat. Mai mult de doi jucători nu ieșeau din primul 11. Da. Și acei doi jucători ieșeau, dar intrau în parcursul jocului. Adică cei care se simțeau foarte obosiți, unul sau doi așteptau, stau pe bancă, dacă e nevoie să intre. Mai mereu intrau, că era nevoie întotdeauna, dar de asta spun că nu, mi se pare, această cocoloșire a jucătorilor. Nu e că sunt obosit, dar nu ești obosit, dar ești obosit că de ce? Că joci? Pe atunci facem contract, joci un meci pe lună și mergi frumos. Nu. Uitați-vă, vă rog frumos, la această postare. Mi s-a părut absolut tulburătoare. Deci, sincer,
să vină Helmut Ducadam. Da, este o plăcere de ansamblu. Că spuneați de suporteri că sigur sunt dezamăgiți. Este o plăcere de ansamblu făcută de Helmut, pentru că se referă la CSEA, unde lucrurile și acolo sunt scăpate sub control. Ceea ce înseamnă elementul Steaua. Că da. În amândouă entități, Steaua este elementul care toată lumea le-a în considerare. Da? În clipa de față, lucrurile sunt la fel la CSEA. Este o echipă care joacă pentru nimic și pentru nimeni. Poate pentru domnii general care se la birou să fie mulțumiți că au câștigat sau vin la mișcă. Pentru niște suporteri, stați, că sunt un... Suporterea sunt total nemulțumiți. Suporterea sunt nemulțumiți că echipa asta are decât meciuri amicale pentru ei. Ce mândrie au. După ce au câștigat cu Dinamo un joc în Parc Național, acum 300, o lună sau cât a fost, da, și cu ce aștept? Cu nimic. Cât, spuneți-mi, vă rog, câtă greutate are această expresie pentru eroul Helmut de la Ducadam, Sevilla, Helmut Ducadam pentru este, mine. Datorită lui Helmut Ducadam, echipa asta are 1 milion de suporteri în plus față de ce avea în 96. Deci el este omul care a atras publicul lângă această echipă, da? Și ce se întâmplă? Dacă Helmut Ducadam, și mi se pare foarte pertinent ce spune și destul de amărât, vă dați seama, el... Pentru el Steaua a fost probabil tot în viața lui ca sportiv și atunci cele două entități în clipa de față se clatină și dacă la CSEA, să spunem că pe nimeni nu prea intre, acolo a fost o ambiție a cuiva să rezolve problema asta, la FCSB e marea problemă pentru că ei sunt în prim plan și în Liga 1, este cea mai mediatizată echipă în fotbal românesc, orice televizor deschis prima știre începe la orice emisiune de sport cu FCSB, orice presă, orice intre pe online și vezi orice ziar de sport, prima știre este cu FCSB-ul. De-aia spun că ei sunt, poate au venit jucători care le e greu să acum, nu înțeleg ce înseamnă Steaua în fotbal românesc, pentru că, zic, repet, Steaua este implicat, este prinsă și n-ar să face o discuție. Da? Și atunci, ce se întâmplă? Va fi greu. Eu spun că dacă domnul Beacrel ne va lua o decizie din asta, știu, așa, capitală, să domne, reconstruim totul. Nu pierdem play-off-ul, că nu avem cum să-l pierdem, sigur, dar hai să reconstruim totul. În clipa de față au 12-13 jucători care pot duce greu și pot fi jucători de Steaua, să spunem, da? Așa, că mai folosești pe Daua, că n-ai soluție, dar sigur, îl folosești, dar să stai numai gura pe el, să nu mai lovească cu echipiere sau să mai facă alte năzbâți acele pe acolo pe teren. De-aia spun că e greu deocamdată cu lotul care îl are și această bulibășeală asta care este, că e bulibășeală. Nu știi cine, unul intră, altul iese. El n-au încă un 11 bine stabilit. Dom'le, un 11. Da, domnul Dinu, dar de ce nu-l au? Pentru că vine Gigi Becali și spun, gata, scoate-l pe ăsta, bagă-l pe ăsta, nu vreau ăsta, asta am spus și eu. Să dispară... Facă și dăsul, așa, un pas înapoi, chiar dacă e patronul clubului, un pas înapoi, să-i lase meme și pădică în momentul ăsta că e într-un echipă. Dom'le, dați-mi, vă rog frumos, lotul care spuneți că putem face treabă cu el. Și restul, vă dau o mână liberă, da? Eu am hotărât să vină Tam la... El nu vrea pe banii lui să decide alții, știți? Adică... Ești de acord, dar nu pot lua decizii mai rele decât o luat el. Deci, nu pot lăsi mai rele decât o luat el. Poate, din contră, ei văd cu alții și, dom'le, nu-i de FCSB jucătorul ăsta. Dacă n-a adus meme un jucător sau adică n-a pus jucătorul, a venit pe altă filiere și l-a acceptat Becali, în momentul ăla nu le poate răpășa lui meu. Păi nu tu l-ai adus meme pe Wider și acum îmi spui că nu e bun. Adică sunt și discuții astea în birouri la club, da? Dar eu spun că lucrurile trebuie așezate și nu doar patru. Zic că sunt mai mulți jucători că dispar la FCSB în clipa de asta. Nu mai fi la FCSB, sunt în altă parte, sigur. Da. Nu-s de FCSB, clar, mulți. Dar mai discutam aici... Cum vă explicați cu ce se întâmplă cu Tavi Popescu, cu un Iani Stoica? Noi vorbim de foarte mult timp de Tavi Popescu și am spus de la început aici și ne asumăm ce am spus. Eu zic că el a fost greșit folosit. Asta e părerea mea. El trebuia să folosim mai puțin, folosit în anumite momente ale jocului. Apoi el încet, încet a început să fie blocat de adversar. N-a avut puterea mentală, experiența încă să știe cum să replieze, cum să rezolve probleme în teren. El a crezut că dacă în 3-4 meciuri a pasat decisiv de 3 ori și a dat 3 șuturi formidabile, gata, eu sunt Messi de România. Toată lumea... Are o problemă aici, pentru că am auzit din ce în ce mai multă lume să spună nu este la fel de puternic psihic precum alți jucători și l-am auzit și pe domnul Mihai Stoica supărat pe jucătorii care aleg să meargă la un mental coach, cum este și cazul lui Tavi și al lui Florinel, pentru că el nu înțelege ce se întâmplă. Mai rău, par a fi bulversați. Este această modă cu mental coach. Sigur, trebuie și materie primă cu ce să lucreze. Că dacă te duci la mental coach și te gândești la
altceva, nu are nicio legătură. Nu știu, Memel știe mai bine ce se întâmplă cu acești jucători, toată ziua e cu ei acolo, dar va fi greu, va fi greu, pentru că domnul Becali avea dacă se poate joace toți în teren ca să-i vândă a doua zi. Nu se poate. S-a văzut și asta, nu se poate. Mai mult de 1-2 în teren să ai jucători foarte tineri așa și lângă ei, bineînțeles, echipa împănată cu jucători experimentați, valoroși, ca și ei să crească lângă acești jucători, nu se va putea. Păi, uitați-vă ce performanță a FCSB-ul când Steaua, FCSB-ul când Cupe Europene, când era Reghe, chiar după aceea, când aveau jucători de 19 ani, nu prea aveau. Deci asta spun că mă gândesc la Târnoveanu, da, portar care toată lumea, Târnoveanu, ofertă, nu știu ce, Franța, echipa națională, a luat 5 aseară. Lumea spune că n-are nicio vină. Un portar care primește 5 goluri, nevinovat, în mintea lui, rămâne această rușine. Deși el va poate în timp suferi. Deci de-aia spun că lucrurile acolo trebuie cu grijă reașezate, sigur, nu trebuie acusă mormântare, dar reașezate bine, pentru că așa, eu spun, riscă să-i piardă play-off. Vroiam să vă duc în această direcție. Ați spus la început că lumea și-a pierdut încrederea. I-ați auzit pe suporteri. S-au dus destui suporteri și în Danemarca. În acela cu rușine. Da, și special că acolo suporterii care au fost și mai mulți au fost care trăiesc acolo, care muncesc acolo, trăiesc în Danemarca. Nu am primit la București 4-500 câți au fost. Au fost și de aici, 50-100, dar restul au fost români care trăiesc acolo. Normal că au rezistat până la 4-0. S-au simțit și ei rușinați și de oamenii în tribună. Numai de jocul echipei, adică te duci așa, ești mândru că ești român și te duci să, doamne, cine stăm noi români, cine stăm noi românii, da. Nu, dar n-aveau ce să înțeleagă, săracii. Jocul a fost chinuitor, a fost criminal, adică nici dacă era blat, nu putea juca așa de prost, adică a fost o rușine clară, fără nicio discuție. Vă așteptați să nu mai fie stadionul plin și chiar în conference? Probabil că la primul joc acasă, mi se pare că joacă cu Silkeborg acum acasă. Apoi din nou, da. O să fie un semnal clar, adică nu vor mai veni 30.000 la meciul ăla, zic eu, pentru că lumea își pierde și lumea încredere, speranța. Zice, mergem acolo ca să ne uităm să vedem niște jucători care sunt de Liga 2, joacă la FCSB, nu ne interesează. Ei au beneficiat în această toamnă de un cec în alb. Da. Au fost 20.000 la jocul de campionat, au fost 30.000 da, la jocul de cupă. Deci, aici trebuie să gândesc domnul Becali, că nu s-a spus că pentru oamenii ăștia, suporteri, a transfer jucători. Da, oamenii ăștia, și după aia pedepsi și le-a pus și 100 de lei. Da, pentru amenziile care au venit. Da, pentru, nu știu, eu spun că trebuie avut grijă, pentru că este un club important în fotbalul românesc, poate cel mai important și păcat să ajungă